Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Iată secretele cu care a fugit Mihai Pacepa în Statele Unite. Dezvăluiri cutremurătoare. Ion Mihai Pacepa, născut la 28 octombrie 1928 la București, România, decedat la 14 februarie 2021 în Statele Unite ale Americii, a fost un general de securitate și jurnalist român. A fost secretar de stat al Ministerului de Interne al României, șef adjunct al Departamentului de Informații Externe, spionaj a României Comuniste și consilier personal al lui Nicolae Ceaușescu. În anul 1978 a cerut azil politic în Statele Unite ale Americii, unde a lucrat pentru Comunitatea de Informații a Statelor Unite în diferite operații împotriva fostului bloc sovietic. Guvernul american a descris activitatea lui Pacepa ca o importantă și unică contribuție adusă Statelor Unite. Pacepa a devenit ulterior cetățean american, trăindu-și restul vieții în Statele Unite. Concluzia raportului Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România, pagina 628, aprobată de președintele României și publicată la 18 decembrie 2006, subliniază rolul excepțional jucat în demascarea naturii criminale a regimului și a securității de generalul Pacepa. Potrivit acestui raport, el a contribuit la degradarea dramatică a imaginii lui Ceaușescu. Informațiile oferite de Pacepa au fost, de asemenea, un important revelator al caracterului criminal al dictaturii în influente cercuri politice și de media din vest. Securitatea și moștenitorii săi nu i-au iertat vreodată lui Pacepa acest act de trădare. Ioan Mihai Pacepa, așa cum vă spuneam, s-a născut în data de 28 octombrie 1928 la București, Regatul României. Tatăl său de meserie, Tinichigiu, auto de origine cehă, a fost exclus din partid pentru atitudine nejustă față de muncitori. Mama sa era casnică. Pacepa și-a făcut studiile la Facultatea de Chimie Industrială din București, dar a fost încadrat în Securitate, Direcția a doua de Contrainformații Economice, cu câteva luni înainte de absolvire. Și-a luat diploma de inginer 4 ani mai târziu. Între 1956 și 1960 a fost șef adjunct al misiunii române în RFG și șef al rezidenței de spionaj a României din acea țară. În aprilie 1966, colonelul Pacepa e numit în funcția de adjunct al șefului Direcției de Informații Externe, DIE, deținând această funcție până în aprilie 1972. E avansat apoi la gradul de general major 1967. În perioada 19 aprilie 72-24 iulie 78, Pacepa a fost consilierul lui Ceaușescu pentru Securitate Națională și Dezvoltare Tehnologică, prim adjunct al șefului Departamentului de Informații Externe, DIE, și secretar de stat la Consiliul Securității Statului în cadrul Ministerului de Interne. Ulterior promovării sale în funcția de secretar de stat a fost avansat la gradul de general locotenent, 19 august 1974. În iulie 1978, Pacepa a fost trimis de Ceaușescu în RFG pentru a transmite un mesaj secret cancelarului german Helmut Schmidt și acolo a cerut azil politic în Statele Unite prin intermediul ambasadei americane din Bonn. Cererea sa de azil a fost aprobată de președintele Jimmy Carter. La 28 iulie 1978, generalul Pacepa a fost transportat în secret cu un avion militar american la aeroportul prezidențial de la Andrews Air Force Base, de lângă Washington DC. În septembrie 1978, regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu i-a dat 2 condamnări la moarte în contumacie pentru crimă de înaltă trădare și a pus un premiu de 2 milioane de dolari pe capul său. Yasser Arafat și Muammer al-Gaddafi au pus de asemenea câte un premiu de 1 milion de dolari pentru asasinarea generalului în Statele Unite. În anul 1980, securitatea a oferit teroristului Ilich Ramirez Sanchez, zis Carlos Chacalul, 1 milion de dolari pentru a-l omorâ pe general în Statele Unite. Chacalul nu l-a putut însă identifica pe Pacepa, dar la 21 februarie 1981, el a aruncat în aer o parte a sediului postului de radio Europa Liberă din München, care transmitea dezvăluirile generalului. În 1987, Pacepa a publicat Red Horizons, Chronicles of a Communist Spy Chief, prima carte occidentală care a dezvăluit viața deșansată de la curtea unui dictator comunist. Red Horizons a fost tradus în românește ca Orizontul Roșii.
Cronicile unui spion comunist și a fost publicată în Statele Unite, de unde a fost trimisă ilegal în România. Cartea a fost de asemenea tradusă în limba maghiară și în 1988 a fost publicată clandestin la Budapesta într-o ediție de buzunar similară cu cea a cărților lui Mao Zedong. În 1988 și apoi în 1989, Red Horizons a fost serializată la Europa Liberă. Potrivit martorilor oculari, străzile Bucureștiului erau goale în timpul acestor emisiuni. La 25 decembrie 1989, Ceaușescu a fost condamnat la moarte în cadrul unui proces în care acuzațiile împotriva sa au provenit aproape cuvânt cu cuvânt din Red Horizons. A doua zi, noul ziar guvernamental Adevărul, care înlocuise Scânteia, a început să serializeze Red Horizons cu mențiunea că ea a jucat un rol incontestabil în răsturnarea lui Ceaușescu. Potrivit textului de pe coperta celei de-a doua ediție a cărții apărută în 1990. Ulterior, Red Horizons a fost republicat în 27 de țări. În 1993, Pacepa a publicat Moștenirea Kremlinului, București, editura Venus, în care a documentat continuitatea în România a poliției politice de tip comunist. În 1999, el a publicat trilogia Cartea Neagră a Securității, București, editura Omega Ziua, care a devenit bestseller în România. La 7 iulie 1999, Curtea Supremă a României a emis decizia numărul 41/1999, prin care a anulat condamnările la moarte date lui Pacepa, a ordonat repunerea sa în gradul de general și restituirea bunurilor ce au fost confiscate de securitate. Guvernul român, care era încă plin cu fost securiști trădați de Pacepa, a refuzat însă să aplice decizia Curții Supreme. Acest refuz a declanșat o serie de articole publicate în presa occidentală care au documentat că România nu devenise încă stat de drept. În decembrie 2004, guvernul român i-a reacordat tacit gradul de general. Pacepa a scris pentru diverse ziare și reviste americane, precum The Wall Street Journal, National Review, The Observer and The Washington Times. Colonelul în rezervă Filip Todorescu, șeful serviciului de contraspionaj, în perioada 1985-1989 a declarat la emisiunea Sinteza Zilei a postului de televiziune Antena 3 din data de 8 octombrie 2017 că Ion Mihai Pacepa ar fi deja decedat. Pacepa a decedat în data de 14 februarie 2021 în Statele Unite ale Americii în urma infectării cu COVID-19. Fuga lui Mihai Pacepa în Statele Unite ale Americii în vara anului 1978 a aruncat în aer spionajul românesc. Nicolae Ceaușescu a înnebunit. Mâna lui dreaptă deținea cele mai mari secrete ale României și s-a temut că le va spune americanilor. Serviciul de spionaj românesc a primit în anul 1978 cea mai mare lovitură. Mihai Pacepa, consilierul personal al lui Nicolae Ceaușescu, a fugit în Statele Unite cu cele mai mari secrete ale unei țări comuniste. Profesorul Cristian Troncotă, cel care a studiat vreme de un deceniu fondul de documente al securității, a dezvăluit pentru Adevărul posibila cauza fugii celui mai mare demnitar al securității lui Ceaușescu, dar și ce secrete a luat peste ocean. În iulie 1978, Pacepa se afla în Germania. Era perioada în care Pacepa negocia cu nemții, la presiunea lui Ceaușescu, vânzarea unor componente pentru avioanele militare. Acest lucru nu se putea pune în practică, povestește Troncotă, întrucât nemții nu aveau aprobarea americanilor. El îi promisese lui Ceaușescu că va rezolva problema, însă nu reușise. Și din cauza acestui eșec, Pacepa s-a gândit să evadeze din România. La rândul său, securiștii din interior aflaseră de planurile lui de a fugi din țară. Era momentul oportun pe care Pacepa nu l-a ratat, și a cerut azil politic în Statele Unite prin intermediul ambasadei americane din Bonn. Cererea i-a fost aprobată imediat de președintele Jimmy Carter și la 28 iulie 1978, generalul Pacepa a fost transportat în secret cu un avion militar american la aeroportul prezidențial de lângă Washington. Se spune că a fost primit pe covor roșu și a fost așteptat de către adjunctul șefului CIA și de 70 de înalți oficiali ai Statelor Unite. Era cea mai grea lovitură dată securității. Profesorul universitar Cristian Troncotă dezvăluie faptul că Pacepa știa multe secrete ale României. Secretul diamantelor. Cel mai tare Ceaușescu se temea că Pacepa, odată fugit, să nu dezvăluie secretele fabricii de diamante sintetice din București.
construit în anul 1974 și unde lucrau aproximativ 300 de angajați ai securității. Practic, lui Pacepa i s-a datorat construirea ei, care a reușit prin spionii săi să facă rost de tehnologiile utilizate pentru producerea diamantelor sintetice. Mai mult decât atât, a reușit să aducă în țară și un specialist care să vegheze la procesul de producție. Cifra de afacere a fabricii era în acei ani între 240 și 270 de milioane de lei pe an. Dar Pacepa nu a dezvăluit niciodată străinătății acest lucru. Drept dovadă că fabrica a funcționat până în 2006, spune Troncotea. Spionii sub acoperire s-au întors acasă. Fuga lui Pacepa a însemnat o catastrofă pentru spionajul românesc, el fiind singurul care cunoștea identitatea tuturor ofițerilor sub acoperire din lumea occidentală. Speriați că ar putea fi de conspirație, au fugit în țară și mulți s-au deconspirat singuri. Vă dați seama ce probleme au apărut. Unii erau dați morți și deodată apăreau vii în țară, povestește Cristian Troncotă. El spune că serviciul de spionaj își revine cu greu după 2-3 decenii. Un alt secret cunoscut de Pacepa, dezvăluie Troncotă, era faptul că țara noastră făcea trafic de arme la bordul mai multor nave, aproximativ 100, cele mai multe de pescuit oceanic. Pe lângă pește, la bordul vaselor, se transportau și armament produs în țara noastră, la Mârșa. Armele ajungeau chiar pe sub nasul celor din NATO, la grupări din Salvador, Nicaragua, Angola. Din acest motiv, după Revoluție, navele au fost vândute pentru a se șterge urmele a ceea ce se întâmplase în voiajele sale, dar și pentru a nu se mai continua traficul de arme, spune el. În ciuda temerilor sale că spionul ar putea să vândă secretele țării noastre americanilor, acest lucru nu s-a întâmplat. Mihai Pacepa reprezenta pentru Nicolae Ceaușescu mai mult decât un înalt general al securității. El i-a dusese dictatorului un dozimetru de controlare a gradului de radioactivitate. Ceaușescu se temea să nu aibă soarta lui Gheorghe Gheorghiu, deci să fie radiat, și astfel își lua măsuri de siguranță și purta permanent la el acest dozimetru, și în momentul în care se apropia de o zonă periculoasă, el începea să piuie. Numai că uneori apăreau situații hilare. La dozimetru trebuia să se pună o anumită substanță, lucru care nu se putea face întotdeauna, și el începea să piuie în timpul unei ședințe, ne povestește Cristian Troncotă. De altfel, Pacepa era foarte apreciat și de Elena Ceaușescu, care îl lăuda permanent. Condamnat la moarte. La scurtă vreme de la fuga sa, printr-un decret prezidențial, lui Pacepa s-au retras toate distințele și medaliile acordate de-a lungul timpului. Totodată a fost condamnat la moarte pentru crimă de înaltă trădare. Pe urmele sale, Ceaușescu l-a trimis pe teroristul Carlos Ilici Ramirez, zis Șacalul, însă generalul nu a fost de găsit. Legenda spune că fostul spion român și-a făcut 3 operații estetice pentru a schimba fizionomia. Surprinzător, spune profesorul Cristian Troncotă, printr-un decret, Nicolae Ceaușescu îi comută după 10 ani pedeapsa de condamnare la moarte în închisoare pe viață. Profesorul Troncotă spune că în perioada 1975-1989, Nicolae Ceaușescu a fost trădat de numai puțin de 32 de ofițeri de securitate. Nu doar Ceaușescu s-a simțit trădat de Pacepa. Opinia publică îl cataloghează și acum, după atâția ani, ca fiind cel mai mare trădător al României. Cristian Troncotă spune că Pacepa nu ne-a trădat întrucât nu avea cum, el fiind agent sovietic. Cel mai solid argument în susținerea acestei idei ar fi acela că Pacepa a fost infiltrat în sistem de Alexander Mihailovici Saharovski, șeful consilierilor sovietici din România și din securitate, care avea o datorie față de tatăl lui. Acesta ascunsese în perioada războiului un spion valoros al NKVD-ului, direcția principală a securității statului, la General Motors, acolo unde lucra. Așa se explică de ce Pacepa, care deși nu terminase studiile la Facultatea de Chimie Industrială din București, el obținând diploma 4 ani mai târziu, a fost încadrat în direcția a doua de contrainformații economice. Mariana Iancu, articolul Secretele cu care a fugit Mihai Pacepa în Statele Unite, diamantele sintetice, traficul de arme clandestin, numele agenților străini, sursa adevărul.ro. Prieteni, atât pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!